Ce să fac? Asta e. Clementina e la coafor și eu coafez salata, băf. Mai sparge bărbatul un lemn, mai umple un sifon, da să gătești trei feluri de mâncare și prăjitură. Râsul bărbaților. Am ajuns. Asta am ajuns. Toate nevestele sunt gospodine, numai a mea, nu. Nu, nu. Uite, mitică, bravo lui. Îl ține nevasta în puf, un pai. Nu ridică mitică, nu ca mine. Singura mea plăcere, singura mea bucurie a rămas o convorbire la telefon cu mitică. Cu mitică, care e bărbat în casa lui, ca în toate casele. Bărbat, cocoș, el cântă, nu găina. Cocoș. Alo? Alo, miticuță? Da, cine? Eu sunt Costicuță, mă, băiatule. Noroc, Costicuță. Noroc, ce faci, mă, băiatule? Ce să fac, dragă? Bine, citesc. Citesc o carte. Citește. Și e interesantă, mă, te ține, te ține. Nu pot să mă rup de lângă ea. Cred că s-a prins. O clipă, Costicuță. O clipă. E, un intelectual citește, nu ca mine. Alo? Alo, miticuță, și eu tot așa. M-am sculat, am făcut un duș, mănânc ceva. Mai trebuie sare. Sare. Auzi, miticuță, și pe urmă iau și eu un volum. Peneș. Peneș, acela. Romanul meu este din Biblioteca pentru Toți. Da, ediție făcută de Oaie. Revizuită la Caimac. De marți, anul trecut. Soția ta ce mai face? Sănătoasă, nu? Sănătoasă, miticuță, la bucătărie, cu deale gospodării. O prăjiturică, minciunele. Minciunele, mitică. Cum au unii noroc, nu ca mine. Și a mea tot la bucătărie. Da, i-am spus să n-o prind pe aici că rup picioarele. Vorbă să fie, o mai muștruluiesc și eu așa. Pentru că, Costicuță, aici eu domnesc. Da, nu are voie să mă deranjeze nimeni cât timp citesc. Și mai ai mult la carte? Vreo două, trei pagini și de-n fiert. Eu acum bag romanul în bibliotecă și scot altul, Moartea cu mărul în gură. Îl scot, îi dau așa un praf de făină ușor și-l citesc, fiecare cu ale lui. Ia la bucătărie și noi, intelectual, nu? O carte, o ceapă, o discuție. Aoleu, s-a ars. Cine s-a ars, dragă? Criminalul Costică. Era urmărit de mult, dar detectivul s-a luat cu ciorba, cu vorba și s-a ars. S-a prins. S-a prins de fund, de... Că erau gloanțe pe jos un minut și s-a... Era pe fundul unui vas. Că era pe un ceaun. Pe un ocean. E tare cartea mitică, mi-o dai și mie? Păi, Costăchiță, cred că am văzut-o și pe la tine. Prin bucătărie, prin bibliotecă. Păi n-are nimic, miticuță. Tu mi-o dai pe a ta și eu ți-o dau pe a mea. A mea este o adaptare după Sanda Marin. Pe la două e gata, cred. Se citește caldă, cu puțin sirop deasupra. Și auzi, miticuță, pe la trei lăsăm cărțile și facem o tablă la tine. La mine? Imposibil. Nevastă mea spală rufe și mi-e frică să n-o trezim. Hai la tine. Nu, la mine e aceeași situație. Cu minte omul la necaz. Nu, știi ce? Hai la Gică. La Gică? Poate glumești. Tu nu știi care e situația logică. Care, mă? E gravă, drag. Gică nu mai e el. E ea. Gătește, spală. Cum, mă, Gică?
Nu se poate, lasă-mă că mor. Dar înseamnă că este un papă lapte. Înseamnă, ăsta nu este bărbat, ăsta este un... Un da, un nu, nu, nu mai zi așa, că mă apucă mila. E totuși prietenul nostru, Costic. Demitică, dacă n-a avut norocul nostru. E, Costic, când mă gândesc la alții, mă doare sufletul de mine, de milă. Eu te las, Costică, că mă strigă nevastă-mea la masă. Da, puiuț! Și pe mine mă strigă. Gata, gata, pusilache, gata. Săracu Gică.